Am revenit, doamnelor și domnilor. De pe 16 septembrie, Arta cucerește Bucureștiul, Art Safari în mijlocul capitalei, în două locații speciale. Cel mai așteptat eveniment de artă al acestei toamne își face loc în agenda iubitorilor de cultură. Despre acest eveniment vorbim chiar acum cu Ioana Ciocan, director al Safari București. Bună dimineața, Ioana, bine ai venit la noi. Bună dimineața, doamna director. Ați venit cu RATB-ul de v-ați mișca, STB-ul, scuză-mă că e mai nou STB, de v-ați mișca repede? Să știi că așa este. Am luat STB-ul, am ajuns instantaneu și am avut și un noroc fantastic pentru că am prins unul din autobuzele cu Art Safari. Mamă, ce-mi plac că sunt așa frumos inspecționate. Exact, e un muzeu în mișcare, vezi nenumărate tablouri care se plimbă prin București. Așa că acest parteneriat pe care îl avem cu STB-ul constă nu doar în muzeul mobil, dar și într-o expoziție chiar în Art Safari dedicată istoriei STB-ului. Cu această ocazie am aflat și eu că, de fapt, nu toate autobuzele erau hibrid cum sunt cele de acum, ci înainte, pe vremuri, s-a pornit de la o căruță care era trasă de un cal și ăla era un autobuz. Era prins cu gaz deasupra. Despre ce vorbim? Da. Întreb eu cu arta? Hai, te rog. Hai, întreb eu. Mai este profitabilă arta în momentul de față? Pentru că am avut diversi invitați și de cele mai multe ori mi s-a spus că da, dar noi vrem să fim siguri. Păi, în primul rând, am descoperit cât de trist este să avem o viață fără concerte, fără cinema, muzică, fără iubitele noastre concerte de muzică. Și ne dăm seama, de fapt, când ele ne lipsesc, cât de importante sunt pentru sufletelul nostru. Așa că, cu siguranță, o să fie o profitabilitate a sufletului și a inimii să vezi atâtea lucrări importante pe Lipscani în cele două spații pe care le menționați, Palatul Dacia România de lângă BNR și Arcub Hanul Gabroveni. Ioana, deci, vrem mai multe detalii despre ediția de anul acesta, așadar dă tot din casă, dacă tot te-am prins. Dar de unde să o iau? Ca de fiecare dată, Art Safari este împărțit în mai multe părți. Place o bucată fiecărui vizitator, de la cei mici care se pot da cu autobuzele create pentru ei, STB, în zona Art Safari Kids, sau pentru cei care sunt îndrăgostiți de muzeu, vor putea vedea pavilionul muzeal dedicat artistului român, Samuel Miuț. Okay. Cu acest nume ciudat, de aceea am și zis că este un artist român care a murit în 1959 și, bineînțeles, a intrat într-un con de umbră, un artist absolut fenomenal, surprinzător, pe care vrem să-l facem celebru. Știți, doar că la Art Safari, în fiecare an, luăm câte un artist uitat de vreme și de vremuri și îl facem celebru. Samuel Miuțner cred că este expoziția preferată în acest moment a mea și a colegilor mei. Ea tocmai a fost terminată azi noapte și trecând așa prin ea, să știți că putem ajunge în Venezuela, în China, în Japonia, în America, în New York. Unde ne plimbăm? Deci mai zi o dată zonele. Când venim, dacă intrăm, cum intrăm, trebuie să îndeplinim anumite condiții. Știu că există și un tur de noapte. Exact. Să ne spui de ce e noaptea. Exact. Fiind un muzeu temporar, respectă toate regulile unui muzeu, adică se intră cu mască de protecție și putem permite accesul unui anumit număr de persoane în Art Safari. Eu recomand așa. Când ieșim la un tur pe Calea Victoriei, facem stânga și intrăm pe Lipscani și prima oprire trebuie să fie Palatul Dacia România, care se află exact în spatele Băncii Naționale. Da. Trebuie să ne alocăm multe ore pentru vizita acestui palat, pentru că avem 6.000 de metri pătrați dedicat artei, aproape 1.000 de lucrări și, într-adevăr, e nevoie de Adidas și de răbdare. După ce terminăm și bem o cafea la terasa din fața Palatului Dacia România de pe Lipscani, mai mergem câțiva pași, dar chiar foarte puțin, și ajungem în Arcub Hanul Gabroveni, unde vedem o expoziție dedicată femeilor. Toate artistele expuse în Art Safari sunt femei. O expoziție absolut specială, mai ales într-o țară ca România, unde femeia nu tot timpul, știu că ești în minoritate astăzi, dar nu tot timpul vedem femei artiste expuse în muzee sau având expoziții personale. Această expoziție este realizată de Muzeul Municipiului București, cu o echipă curatorială făcută doar din femei, condusă de Elena Olariu, după care mergem acasă și ne relaxăm, pentru că urmează turul de noapte. Turul de noapte e ceva cu totul și cu totul special. Anul trecut, mii de oameni au participat la acest tur de noapte, cumpărând de pe site-ul Art Safari un bilet special.
Pentru că ești doar tu cu încă câțiva prieteni care ești plimbat în diverse zone ale Art Safari-ului. Bineînțeles, însoțit de muzică live în Toulouse-Lautrec, cântă în fiecare seară din Art Safari. Îți facem următoarea propunere. Pentru că am văzut că ai aplomb. Hai să ne vedem din nou vineri să mai povestim o dată. Multe lucruri interesante de spus. Eu mă întorc la Art Safari pentru că mai avem de panotat expoziția lui Constantin Piliuță, dar vin ori de câte ori mă chemați. Perfect. Minunat. Mulțumim frumos, Ioana. Ne revedem vineri. E stabilit. E stabilit, da? Bun. Domnilor și domnilor, pentru noi aceasta a fost ultima oră de focus la prima oră. De la ora 14 nu rata știrile, după amiezii cu Livia Graur. Și de la ora 15 reîntâlnirea cu, după cum am aflat deja, Ioana Petric și hai cu fetele. Gabriela Marin, sezon. Giulia. Da, să nu uităm nici de ele. Normal. Imediat la ora 16, Cristi Brancu vine cu ultimele mondenități la Exclusivit. Pe noi ne puteți găsi așa cum v-ați obișnuit pe Facebook, focus la prima oră, pe WhatsApp și pe Telegram. Și pe site-ul nostru. Focus la prima oră. Focusprimatv.ro și ne puteți urmări, bineînțeles, și pe primaplay.ro, platforma noastră de conținut digital. Mâine ne revedem la ora 7. Rămâneți alături de Prima TV. Și cu Ioana vineri.